Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi facem clip cu un Fiat Punto, ceva special, ceva deosebit. De ce? Haideți să vă arăt și de ce. Bun, și începem cu partea din fața acestei mașini. Care este povestea acestei mașini? Păi am luat-o acum câteva zile, fix pentru a face un proiect frumos și apoi a da-o mai departe către un alt proprietar. Dar de data aceasta gratis. Bine, mai precis, nu atât de gratis, mai exact cu 5 lei. De ce? O să vă spun imediat la finalul acestui clip. Această mașină este cea mai ieftină mașină pe care am achiziționat-o eu. A fost 1500 de lei, un Fiat Punto cu motor de 1.2 din 95. A fost cea mai ieftină, bine. Aia a fost cumva mai ieftină, da, Dacia Logan, dar aceea m-a costat și platforma ceva mai mult, pe când pe aceasta am luat-o din apropiere, fix din oraș. Are puțin capota ridicată pentru că tocmai am pornit-o, n-a mai fost pornită de un an și aducându-o doar până acasă nu s-a încărcat suficient bateria și noi ar trebui pe viitor să o punem bateria pe un redresor. Dar până atunci să vedem pe care o să o folosim, pentru că mașina are și bateria asta, care văd că a început să curgă puțin apă din ea, acum când am pornit-o. Acesta este și motorul de 1.2 multi-point injecțion, un motor aspirat, fără turbină, cum se făceau prin 95. Și începe cu prezentarea acestei mașini din față, unde putem regăsi far din sticlă, semnalizări din sticlă. Parcă ar lipsi ceva de aici, nu știu dacă a fost făcut de cineva cu kit, cu ceva, parcă aici în față trebuie să vină sigla Fiat, nu? Sper să nu mă înșel. Așa arată și lateralul, avem mașină în 4-uși, nu în 2-uși, ceea ce înseamnă că este un mare avantaj pentru o altfel de mașină. Roțile vin foarte în interior, avem roți pe 14, 165, deci destul de înguste. 75, nu știu de la ce vine acest 75, cred că de la cai putere, pentru că mașina aceasta are 75 de cai putere, așa arată și din spate. Avem aici Punto LX, nu știu ce înseamnă LX, dacă știți spuneți voi. Avem aici Fiat, da? Sigla s-a ținut destul de bine și urmează să facă și ala anul. 30 de ani. Așa arată și spatele, cred că bara era neagră și apoi a fost vopsită culoarea mașinii. Dar, oricum, o să schimbăm cu totul. Aici avem niște urme de rugină pe care o să le facem. Și na, cam aceasta e mașina. O mașină micuță, o mașină interesantă, o mașină care va fi dată cadou. Pentru că, na, am zis să-mi iar și o recunoștință față de urmăritorii mei. Haideți să vă arăt cum arată și bordul. Deci, fiți atent. Vă arăt imediat și bordul. Dacă vreți frate să vă luați niște cabluri pentru a porni mașina, nu vă luați niciodată cabluri ieftine, foarte subțiri, pentru că aceste cabluri sunt foarte proaste și atunci când vrei să pornești o mașină, pur și simplu se vor arde. Exact asta s-a întâmplat și cu cablurile pe care le avem aici. Și acum când am venit acasă, am folosit aceste cabluri. Altă diferență, nu? Deci sunt de vreo 4 ori, cred că, mai groase decât acestea. Și probabil calitatea interioră este altă. Hai să vă arăt și bordul. Oh, are niște scaune foarte confortabile. Avem și muzică, afară ați auzit. Avem 288.000 de kilometri. Deci, sunt ceva, dar nu foarte mult, dar nici foarte puțin. De ce mi-a adus aminte acest torpedo este de Allseat, pentru că numai la Allseat am regăsit acest deschizător, ca să-i spun așa, acest model de deschizător. Țin minte când aveam acum mai mulți ani, la fel era. Acesta e bordul, spațiu mult de depozitare aici și de ținut cât de cât la umbră. N-avem aceu, avem doar aer, dar avem geamuri pe față electrice și servo. Așa arată și din spate. Scaune foarte, foarte confortabile, cum se făcea odată. Stil mai fotolii care nu te obosesc. Dacă ești ceva mai micuț, că dacă ești ceva mai mare, la revedere. E un Fiat Punto până la urmă. Vedeți, avem gurde aerisite și aici, și acolo, și deasupra, și la bord, peste tot. Dar păcat că ne bagă doar căldură și rece mai puțin. Și să vorbim despre acest giveaway despre care tot vă spun. Deci,
cum va fi procedura. În primul rând, trebuie să ajungem la suma de 50.000 de vizualizări la unul dintre clipurile pe care o să le pun pe YouTube cu această mașină, o să fie undeva la 3-4 și într-o lună, două, dacă un videoclip cu această mașină va face 50.000 de vizualizări, o să dăm mai departe drumul la concurs. În ce constă concursul? Păi, concursul va fi ceva simplu, aveți șanse foarte mari pentru că eu foarte puțin urmăritor și pe YouTube și pe Instagram, deci șansele sunt destul de mari pentru voi, cei care o să participați. Și concursul va consta în 5 lei. 5 lei care vor fi trimiși către mine, împreună cu numele și Instagramul vostru, sau numele și numărul de telefon, în funcție fiecare cum vrea. Și acolo, în descriere, veți trece numărul, numele vostru total și cu Instagramul sau numărul de telefon, fiecare cum dorește. Acolo să vă las și un cont Revolut și un cont BCR, fiecare unde vrea să transfere banii, pentru a intra în tombola. Tombola se va face live. Toate persoanele vor să aibă șanse egale, pentru că voi face live, voi scrie pe câte un bilețel, o voi băga într-un bol, apoi amestec și care iese ăla. Eu cred că mai mult de 100 de persoane, maxim 100, nu cred că o să se înscrie, pentru că v-am spus, sunt foarte puține persoane la mine pe YouTube, la mine pe Instagram. Deci, așa că eu zic să vă înscrieți, că șansele sunt destul de mari. Și pentru 5 lei, eu zic că acest punto merită. Să mergem mai departe și să vă prezint în continuare mașinuța. Da, avem tapizerie cât de cât curată, o să fac și o curățare. Aici nu este mizerie, aici este de la trecerea timpului. Mașina se prezintă destul de curată, adică nu vă gândiți că e o mașină jegoasă sau ceva, deci mașină foarte curată, care nu prea are nevoie de detailing, dar eu o să-i fac unul când ne apropiem de suma de 50.000 de vizualizări la unul dintre clipuri. Plafonul este curat, este un plafon care nu se va lăsa niciodată, pentru că este la fel ca la Logan. Avem 5 la poarte, cu manșalierul, apăsăm aici și apoi, așa, se bagă în manșalier. Ăștia sunt reglajele la oglinzi și aici în partea aceea, exact ca la Logan. Aici ce îmi place foarte mult este cum se reglează scaunul. Deci acum este la maxim jos și dacă vrei să-l mai ridici, trebuie să tragi de asta, cum i-a arătat mie, mă, stați două secunde să... A, se trage de asta, pac, și pac, acum este la maxim sus, iar acum, lasă așa, a, și acum este la maxim jos. De aici se deschide portbagajul, iar de aici se deschide capota. Nu avem acolo în stânga, avem aici sus, avem aerisire și pe acolo și pe aici. Deci, na, vedeți, și este destul de curat. Piesa de rezistență sunt cauciucurile. Proprietarul l-a cumpărat cu puțin timp înainte de a abandona-o, ca să spun așa, în parcare. Și acum are cauciucuri foarte bune. O să o vopsim pe toată, o să vedeți, o să vă țin la curent cu toată schimbarea acestei mașini. O să o facem să merite 50.000 de vizualizări. Aceasta este mașina, dragilor. Deci dacă vreți să o facem cadou cu 5 lei, n-aveți decât să vizualizați și să dați share, pentru că cu cât dați mai mult share, cu atât videoclipul va ajunge la cât mai multă lume și voi, care sunteți urmăritorii mei pe YouTube și pe Instagram, o să aveți șanse cât mai mari să o câștigați. Așa că dacă vă place această mașină, nu ezitați să lăsați un like, să vă abonați și să meargă la următorul proprietar. Până atunci, intrăm în operațiunea de modernizare a acestei mașini, aș putea spune. Până atunci, eu am fost Valentin Grețean, acesta a fost Fiatul care va veni la cineva cu 5 lei. V-am pupat și toate cele bune!